Vezi că te filmez. Ce râci, e zăpadă. Ah. E zăpadă. Zăpadă la New York. Da, în sfârșit am zăpadă, că n-am mai avut o săptămână. Într-adevăr, mi-a fost dor. Ah. Dar chiar, mă filmez. Da. Dacă tu mă filmezi. Ia. Yeah. Ceva. Ia, întreabă. Ce... Cu ce părere pleci de aici? Te-ai obișnuit aici? Care ți se pare că e diferența de fapt dintre oameni și aici și acolo? Că eu chiar oameni, nu? Chiar am întrebat chestia asta foarte des. Băi, în primul rând, americanii sunt foarte politicoși. Așa. Mega politicoși. Absolut oriunde te duci, toată lumea te primește cu zâmbet pe față, deși știu că, na, oamenii sunt obosiți, sunt la lucru. Da. Dar oamenii sunt foarte politicoși, deci pe o politețe... Știu că e exagerată, știu că nu e adevărată, știu că nu mă iubește toată lumea, că na, n-are cum. Dar it works, știi? Adică e... Te simți bine, te simți bine oriunde te duce. Oamenii, te așezi la masă și oameni pe care nu i-ai văzut niciodată, nu i cunoști, prieteni de prietenilor tăi sau... Whatever, stau acolo la masă. Whatever, ia-mi sub asta, iar mă ceartă lumea. Scuzați-mă. Am început să intru în sistemul New York. Sunt foarte drăguți. Ce faci? Dai. Cu ce lucrezi? Foarte, cred că foarte oricum ajungi mult mai departe cu și te ajută, zâmbet. Da. Și... Mult mai departe ajungi cu un zâmbet. Credeți-mă pe cuvânt. Pe bune, în România parcă toată lumea e supărată, toată lumea e... Nu știu. Mai simt de când am venit aici cum eram desupărată? Da. Da, vezi diferența? Da, știi că de fiecare dată când vin în România, tu parcă ești alt om, deci parcă vii de pe altă planetă, ești zâmbitoare, ești caldă, ești deschisă, exact ca americanii. Mă bucur. Zim, hai să te întreb acum. Ia, întreabă. Și ce părere ai de fete? Păi, sincer... Dacă tot am început interviu, vreau să te întreb mai multe chestii. Acum ca să mai mult în, la New York, ca niciodată, mai mult în America, față de cum am stat până acum, vreau să spun că fete frumoase... Hai să mergem pe bancă acolo. Vrei? Da. Hai. Fete frumoase găsești și sunt foarte multe și la New York, și la Paris, și în București, și în Brașov, și oriunde. Mă bucur că zici asta. Ai dreptate? Adică lumea are dreptate să spună că americanii sunt mai supraponderali, că americancele au, da, știi, sunt, au colăcei ăia și... Opa. Dar, da, sincer... Și în România e la fel dacă le iei la bani mărunt, știi? Da, faptul că m-ai dus prin, faptul că m-ai dus prin niște locuri, niște cluburi și niște restaurante mai deosebite, unde vine lumea bună, așa între ghilimele. Da. Acolo am văzut că de fapt, wow, adică da, există și americance foarte frumoase și drăguțe și există. Există și negrese. Am văzut niște chinezoaice foarte frumoase. Și da. Deci nu pot să zic că americanii sau americancele sau negresele sunt mai urâte sau sunt mai... Nu! No, niciun caz. Depinde unde te duci, știi? Normal. Adică eram, de exemplu, la masă, cum am mai zis pe blog, și eram trei băieți și restul numai niște... Aici, banca. Numai niște fete frumoase și foarte, foarte frumoase. Păi normal. Și tu cea mai frumoasă, normal. Nu. Ia, mai întreabă-mă. Hai să mai întreb. Ce părere ai de muzică? Wow, bună întrebare. Că da. Știi că eu insist pe chestia asta cu muzica. Of course. De aici și muzica de acolo și cultura de fapt muzicală, care mi se pare că e mult mai... Scuze, dar e mult mai mare. Da, nu, dar n-ai zis să cer scuze. Gândește-te că industria muzicală în America e din anii 20-30. Noi de-abia ne-am făcut o televiziune mică de muzică acum câțiva ani, acum 10 ani. Deci, da, practic suntem suntem ca niște copii mici, știi? Poate că suntem talentați, noi românii în general, dar mai e până să învățăm care sunt mecanismele unei industrie, cu adevărat. Ce mi-a plăcut este că se ascultă foarte multă muzică de influență neagră, adică ori R&B, ori hip-hop, ori artiști veniți din zona aia. Da. Și surprinderea mea este că americanii au descoperit niște stiluri care erau în underground sau erau cunoscute în Europa și acum sunt mega mainstream la voi, știi? Da. Adică aveți Kanye West. Kanye West e cel mai bun exemplu, dar bine, el e exemplu de mainstream. Hai să nu vezi că e zăpadă pe fată. Hai, vreau să am zăpadă. Hai, stai tu în zăpadă, da. Și așa cu muzica, foarte multe stiluri și foarte... Și în general am impresia că oamenii de culoare vin cu foarte multe inovații. Sunt atât de creativ da. Și
Nu, n-am cuvinte. Nu, nu artiști, așa, știi cum se zice că sunt artiști? Am eu o vorbă. An artist. Vă rog eu că glumesc, da? Vorba mea, care nu dă greș, este an artist tends to get very artistic. Wow! Trebuie să-mi notez asta. Deci, vă rog, partea asta aici de blond nu e doar așa. Wow, înțeleg, ești artistă. Sunt artistă. Nu, glumeam. Asta mai zic eu așa să mă mai distrez. Dar sunt foarte talentați oamenii aici. Și până și oamenii care cântă în metrou, adică... Da, exact. Știi? Exact, e... Și normal, e o viață artistică parcă la toate nivelurile, știi? Adică nu e doar pe scenă sau la televizor. Oamenii sunt artiști, ei... Așa e, da. Știi, parcă e de când te naști, te naști așa cum... Da. Ori pictură, ori scrii ceva, e... Dar și societatea la ei, după câte am observat... Îți dă șansa. Îți dă șansa, înțelegi? Exact. Și dacă ieși într-un club de poezie, să zicem, da? Nu vine nimeni la tine, ce loser ești că stai și citești poezii sau... Nu, de fapt, lumea chiar apreciază chestia asta aici. Mie mi se pare că sunt mult mai educați din punct de vedere. Deși trebuie să observ că de fapt, toată lumea spune că americanii sunt inculți sau că n-au cultură, nu. Dar nu e adevărat. Pur și credeți-mă simplu... că eram și eu una din ei. Da, la pare început. Rău, dar la început. Așa pare, pentru că știi ce pare așa? Pentru că pe noi sistemul ăla sovietic ne obliga să învățăm din toate, să le tocim. Dar aici la american am observat că dacă îți place pictura, te specializezi în pictură. Dacă și faci mult mai bine, exact, chestia aia. Exact, îți place fizica, te... Băi, deci n-ai nevoie de istorie prea mult, n-ai nevoie de prea multe chestii. Sigur, ai nevoie de limba engleză, ceea ce e absolut normal. De un pic de istoria țării și cam gata. Adică în momentul în care te duci la college, clar te specializezi și nu trebuie să știi din toate câte un pic și practic nimic cum e în România. Știi câte puțin, adică știi foarte multe din domeniul tău. Știi? Clar. Adică... Și de-aia devin specialist și de-aia merge mai bine în societate, pentru că șoferul e un șofer foarte bun, inginerul e un inginer foarte bun și așa mai departe. La așa noi, e. Inginerul știe și un pic de aia și un pic de aia. Exact, uite, de-aia aici, că eu mă duc la marketing și am numai clase de marketing și o singură clasă de finanțe, rest numai marketing, nu fac altceva decât asta. Și ce te învață e mult, poți să aplici mult mai mult în viață decât, mă gândesc, nu știu, am fost la facultate în România, dar mă gândesc că vezi și multe chestii care nu-ți servesc la nimic. Bianca, acestea fiind zise și minutul 8 apropiindu-se. Așa. Stai să te mai întreb o chestie. Ia mai întreb. Prieteni. Cum adică? Adică, ți-e dor de prieteni de acasă. Clar. Ți-ai face prieteni la fel de bun aici? Complicat de răspuns. Într-adevăr, oamenii sunt politicoși, dar ai impresia că nu te duci prea adânc, știi? Asta din cauza că oamenii stau la mare distanță unii de alții, da. Tot e mai greu să-ți faci prieteni. Da, într-adevăr, lumea e foarte deschisă și prietenoasă, fiindcă așa e în stilul americanilor, dar e foarte greu să găsești prieteni pe care îi interesează tine și care vor să-și dea silința, de fapt, să învețe ce de cine tine. Ești, da. Cine ești, da. Ultima zi la New York, zăpadă. Bye. Bye.